Salutare tuturor, eu sunt Arox și bine ați revenit, fraților, la un nou episod din seria noastră de Metin 2 Ro, fraților, de data asta pe serverul Transilvania. Am văzut foarte mulți youtuberi care au filmat pe acest server și eu, cum n-am mai intrat de 3 luni pe Metin, cam așa, 3 luni, 4 luni, am fost foarte curios și am zis să văd ce cu serverul ăsta, poate facem o serie. Am văzut că e mai mult server PvP, adică sunt ratele foarte mari. Și haideți să vedem ce putem face. Am găsit 4 coifuri însângerate, am găsit deja unul. Și am zis na, să fac niște ang și să-mi cumpăr câteva licuri, dar nu știu dacă o să am nevoie. Da, și vreau să mă duc foarte repede la Moș Crăciun să iau Bambi-ul ăla. Să iau și niște vin fiert, începem așa în forță, fraților. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați și pe acel buton de like. Vin fiert, ok. Așa, sunt Bambi. Bun, perfect. Deci ne dă 10% viteză, 5% pagubă și 10% experiență. Mamă, ăsta deja are costum să-mi bag piciorul. Ok, fraților, hai să mergem foarte repede, să ne mișcăm așa cât trebuie de putem. Și am văzut că pică la mob cufere din alea. O să facem și un opening într-o zi. Dar nu știu cât ține serverul ăsta, e beleaua, că știu că nu e permanent. E doar așa for fun. Ia, hai să vedem cam cum sunt prețurile, să știm la ce să ne axăm. Firea de urs 50 ca bucata. Interesant, bă, băieți. Interesant. Un iure și 100k. Că vând cocaină, să-mi bag piciorul, ce nume are ăsta. Bun, hai să nu mai stăm prea mult la povești, să intrăm direct în pâine, cum s-ar zice. Am auzit că dacă, nu știu, faci multe duele și le câștigi și bați player de alte regate, câștigi ceva puncte MD sau nu știu, n-am prea înțeles, că nu m-am informat chiar foarte bine. Știi ce, nu m-am uitat, să văd dacă itemele sunt plus 9 sau nu, dar nu cred, ar fi fost prea genial. Asta zic că e server PvP și nu prea știu cum stă treaba. Dar o să încerc eu să îmi dau seama. O să mai trebuie playerii, dar până atunci haideți să facem level cât mai repede. Poate ne pică și noi câteva cufere, nu știu. Trebuiască să mergem să facem misiunea la biolog, că ne dă căcaturile alea plus 4. Pentru care nu am yang să le fac, așa că o să fie foarte de ajutor. Da, luăm tot yang-ul de pe jos, fraților, că o să rămânem și fără licori. Nu știu dacă se face yang-ul repede sau nu aici. V-am zis, nu știu cum este serverul. Știu că are foarte multe eventuri și nu știu ce event e acum. Cred că ăla cu cufere hexagonale sau alea se dropează tot timpul, habar n-am. Și nu știu dacă știe careva să-mi ziceți și mie în comentarii, că poate așa aflu și eu mai repede. Ia uite, cufere hexagonale. În general așa o să încerc să păstrez cuferele, uite încă unul. Vreau să le păstrez, pentru că nu știu, hai să le deschidem pe astea două. Ok, deci cred că dau poțiuni și din astea de up. Deci am înțeles cum stă treaba. Bă, dar și Bambi-ul ăsta, dacă nu era acum, foarte calul meu, 1,5k PV în plus, e bombă la început. Bă, și nu știu, dacă tot suntem așa, hai să fim în spiritul ieri în pana mea, dacă tot
Unde, mă? Noapte, nisoare. Nu nisoare, nu, zăpadă. Așa, mă. Sau să dăm și pe nisoare în pana mea. Stai puțin. Hai, mă, să fie și nisoare, să ningă, bă. O să pun pe fundal și o ceva melodie de-aia în spiritul Crăciunului. Pentru că se apropie Crăciunul, fraților, a fost și Moș Nicolae. Ar trebui să vă întreb ceva, dus moșul, dar nu cred că e cineva sub 9 ani care se uită la videoclipul ăsta, deci n-are rost să vă întreb. Așa. Deci nu o să deschid acum cuferele alea, am văzut că pică și dinți. Am văzut că îți dau și XP și Young, dar o să facem noi un videoclip în care o să deschidem foarte multe. 50 sau 100, vedem și eu, văd și eu cât strâng. Și că vedem și eu, doamne, nu mă judecați, e o oră la care nu prea răspund foarte bine. Și da, n-am mai făcut un videoclip și de vreo 3 luni în care să vorbesc, așa că nu. Bă, nu știu, am mai încercat să postez League of Legends, dar am văzut că nu prea iese. Și nu știu dacă să fac serie până la urmă sau nu, dar văd eu. O să mai postez 2-3 clipuri, bă, dacă vă place bine, dacă nu, rămânem la metinul nostru, jocul nostru de suflet. Bă, nu știu, mă gândeam să postez și așa puțin 4 story în spiritul nostalgiei, așa. Că pe mine m-a cam lovit nostalgia și aș băga un 4 story. Unul de ăla cu drogații din Vasoi, cu mamă. Să chem pe Viperino dacă vine, dar Alexos nu cred că vine. Pe Marian, văd eu pe cine chem. Bă, nu știu, în general așa țin legătura cu băieții din drogații din Vastrui. Cu unul singur, dacă îl mai știți, pe The Champion. Cu ăla nu mai țin legătura, adică stai să nu dezactivez notificările. Așa, am avut numărul de telefon al lui The Champion, dacă mi-am cam resetat eu telefonul și am pierdut toate numerele de telefon. Holy fuck, dar nici măcar nu dau în ăștia să-mi bag piciorul. Bine, dau și arma asta plus 0, nici nu știu la ce mă aștept. Da, așa că i-am pierdut numărul de telefon și... What the fuck, stai puțin că mor aici. Bă, dar nici nu pică pe jos, băgă-mi și piciorul. Bă, dar cât aleargă de pe mine, mă. Un metin, mamă, dacă aveam ceva item plus 6 acum, fai, rupeam. Bă, ăștia sturbați, what the fuck. Uitați și voi. Deci dacă o să mă alerge tot timpul, mă piși pe mine. Mamă, fix când am zis asta, s-au întors înapoi. Ok, am înțeles. Mamă, cât ce-am dat. Hai, bă, nu fac o dată level 5, mă, să bag și aura aia. Nenorocita aia de aură. Nu știu, are pe serverul ăsta, trebuie să mă duc până la Capitanie, sau cum dracu se cheamă. Aparent, da. Se pare că da. Bag și o sabia asta lungă. Cred că asta costă 60 yang, deci o să merg să o vând. După cum vedeți, na, e destul de folositor să ai puțin yang acolo. Acum merg să-mi iau niște ricori roșii. Nu știu câte pot să-mi iau, 10, 50. Habar n-am. 100, 200, văd eu câte pot să-mi iau. O să mă fac aură, că n-am vădat și voi seama, e mult mai în regulă să mă fac aură. N-am mai teme de mental, numai ce am început drept. Bă, dar nici nu știu, mai țin și o filmare asta 2-3 minute și după aia o să închei videoclipul ăsta. E doar așa un video de test, știi? Ca să văd, bă, dacă vă place, dacă nu
Depinde, dacă strângem peste 10 like-uri, poate, sau 8-9 like-uri, că, na, având în vedere că n-am mai postat de atâta vreme, s-ar putea să fie activitatea cam srăbuță așa pe canal. 0 Yang, am înțeles. Aș putea să fac eu așa. Deocamdată. Uite, am deja 3 șosete. Nici nu mai știu, dacă făceam 5 șosete, parcă îmi dădea ceva, un cadou sau ceva. Dar nu mai știu exact. Wow, 20 kappa. Ce să zic? Băieții deja au iteme. Bine, stai seama, bagi 50 de lei și cred că faci un căcat, da? Uite, a fost și event Crâlâm. Interesant. Și am vrut numai să iau, să îmi bag Ricori. Iau așa. Și bag un plus sau două și pe sabia asta lungă, dar ar fi trebuit să-mi iau armură. Da, acum lasă. A, nici nu mai merge. Am înțeles. Și că mi-a luat șarfa. Deja ăștia iau țepe să mor eu. Da, mă, cred că cam atâta. Da, cam atâta, fraților. Uite, un kappa. Mamă, ce bun aș fi să mor. A fost și event Jigsaw, sau? Cred că da, nu știu. Mamă. Au, uite-mi, băieții, nu se joacă. Da, o să închei aici episodul, v-am zis, a fost așa doar un videoclip de test, să văd dacă vă place, dacă nu... Nu știu, probabil o să mai revin eu. Peste câteva zile cu încă un videoclip, nu știu, pe Phoenix sau tot pe serverul ăsta, depinde dacă vă place sau nu. Eu probabil acum o să mai joc puțin sau o să închei videoclipul ăsta și o să încep direct să filmez altul. Data viitoare, nu știu, văd eu ce fac. Poate să mai joc off-camera, între timp vedem noi. Deocamdată pun așa toate punctele pe aură. Și fraților, eu v-am pupat. Ciao.